Este vremea să reconstruim Germania, că au ajuns cam străbuți băieții. Da, salutări și bine v-am găsit la nou videoclip de pe canal. Cred că este prima reconstrucție pe care o fac aici la o națională și chiar sunt curios cum va ieși, frate. Hai să vă arăt cât de rău a ajuns Germania, frate. După cum știți, cred că cu toții știți, efectiv de când au câștigat Cupa Mondială în 2014, nu prea au mai jucat cine știe ce. Așa că hai să o luăm cronologic și să vă arăt cum s-au descurcat în ultimii ani. Totuși, nu uitați să lăsați și un like acolo, hai să facem 2000 de like-uri și nu uitați să vă abonați, băieți. Poate reușim să facem și noi 90.000 până la finalul anului, deși e cam greu, dar abonați-vă acolo un număr cât mai mare. Dacă se abonează toți care nu sunt abonați, o să reușim să facem chestia asta, așa că dați subscribe acolo. Deci la Euro 2016 încă s-au menținut bine, au terminat pe primul loc aici în grupă cu Polonia, Irlanda de Nord și Ucraina. S-au oprit în semifinale, au reușit să bată Italia la penaltiuri, au reușit de asemenea să bată Slovacia și s-au oprit în semifinale cu Franța. Franța care a pierdut cu Portugalia aici la Euro 2016. Da, aici cât de cât încă era bunicică Germania. Dar și la Cupa Mondială din 2018 Germania a fost dezastroasă, frate. A terminat pe ultimul loc într-o grupă cu Corea de Sud, Mexic și Suedia. Adică n-a avut grupă grea, de exemplu cum a avut anul ăsta, pentru că anul ăsta a avut și Spania în grupă. Au obținut o victorie și au pierdut de două. Au pierdut cu Coreenii aici 2-0 când au primit două goluri în ultimele minute. Și de asemenea au mai pierdut cu Mexic 1-0. Pe suedezii au bătut cu golul ăla lui Toni Kroos în ultimul minut. Anul trecut la Euro a avut o grupă destul de grea, frate, pentru că a avut grupă cu Franța, Portugalia și Ungaria. De asemenea au reușit să se califice de pe locul 2. Au pierdut în optimile de finală versus Anglia, dar destul de repede au ieșit din competiție germanii. Anglia a ajuns până în finală, a pierdut cu Italia, dar totuși au ieșit destul de repede germanii. Și anul ăsta ați văzut ce a făcut cu Spania, Japonia și Costa Rica, nu mai are rost să vă arăt. Deci trebuie să reconstruim Germania, frate. Prima reconstrucție, cum am zis, la o națională. Sperăm că o să iasă bine. Ca și echipa unde o să creștem jucătorii, avem aici, frate, Borussia Dortmund. Am luat ceva jucători la Borussia Dortmund, jucători germani cu potențial și sper ca jucătorii ăștia să ne înlocuiască pe cei vechi. Nubel 25 de ani, sperăm că o să crească bine, sper să ajungă până la un 85 OVR așa. Pe partea de fundaj lateral l-avem pe Neț, 19 ani, 73 OVR, și l-avem și pe Rote, 17 ani, 65 OVR. Mai avem de asemenea și pe Wagner, 25 de ani, 76 OVR. Cred că o să crească destul de bine Wagner, de asemenea și Neț. Sule, care în momentul de față este fundaș central la Germania, însă nu prea joacă, wow, nu prea a jucat wow la campionatul ăsta mondial. Poate în FIFA va juca binișor. Poate o să-l băgăm și pe Klostermann și Lotterbeck, ăsta nici ăsta n-a jucat bine, mai ales cu Japonia a jucat foarte, foarte slab, însă în FIFA sperăm că o să joace bine. L-am băgat și pe Tah, Rudiger aici. Mai avem și alți jucători, avem pe Koch, Robin Koch, 25 de ani, 76 OVR, probabil o să crească și el destul de bine. Papadopoulos cred că și el o să crească bine. Gecher, Koulibaly nu e german, ok. Mai avem și pe Collins, avem mulți germani aici pe partea de fundaș centrali, deci cred că o să avem multe variante. Pe partea de right back avem 3 jucători. Henix este primul, 77 OVR, 25 de ani. Îl mai avem pe Semic, 61 OVR, 18 ani pentru acesta și probabil ăsta va juca titular la naționala Germaniei. L-avem pe Baku, 79 OVR, 24 de ani. El sau Henix vor juca titular, probabil că vom face cu schimbul. Pe partea de mijlocaș defensiv îl avem pe Kimmich. Kimmich o să-l ține la națională, o să joace ani bun la națională. Dor și ăsta destul de interesant, 24 de ani. La mai avem și pe Dahoud, 80 OVR, 26 de ani. Emre Can poate mai joacă și la națională, nu știu dacă să-l mai țin sau nu, să fiu sincer. Maier, forță rău de tot, probabil că se duce până în 85 OVR, zic eu. Gager ăsta poate se duce și el bine. Neuhaus poate se duce și el până în 84-85, sperăm. Are 25 de ani, are viitor în față. Goresca o să-l mai ține la fel de mult ca și Kimmich, pentru că au aceeași vârstă, aproape același OVR. Îl avem pe Rabiger, ăsta e destul de slab la OVR. Weird are foarte mare potențial, poate să ajungă până la 92-93, ceva de genul. Și Wirtz ăsta o să fie starul echipei, vă garantez. Goktan Gürpüz, care nu mai germanul, e 100% turc ăsta, însă joacă pentru naționala Germaniei. Brand, 82 OVR, mai are timp să mai crească până la 85-86. Havertz la fel o să fie unul dintre starurile echipei, pentru că o să-l ducem până la 90-91. Musiala la fel se duce și el 91-92-93, ceva de genul. Wolf ăsta nu știu dacă o să mai crească, cine știe ce. Pasa
poate mai crește. Stăm bine și pe partea de atacanți. L-avem pe Burkhard, ăsta, 76 over, 21 de ani, în meca, nu știu cum se citește, să fiu sincer. 23 de ani, 78 over, Werner, care și Werner mai are potențial să mai crească puțin. Din păcate n-a prins turneul ăsta final, însă poate în FIFA va prinde. Ademi, 75 over, 20 de ani, o să se ducă până la 90, cred, 100%. Și Mukoko are foarte mult potențial, dar și avem nevoie puțin de cheat engine ca să devenim manager aici la Germania. Da, și se pare că am obținut aici oferta de la Germania. De asemenea, development planul nu mai trebuie să le dau, pentru că le-am dat deja înainte să filmez clipul. Am dat aici development planul, după cum puteți vedea, am dat aici lui Newball, sweeper, keeper, și la restul le-am dat ce durează cel mai puțin. Uite, lui Neți am dat invented whiteback sau ceva de genul. Jucătorii cu siguranță vor crește foarte, foarte bine. Așa că hai să mergem să vedem când va fi Cupa Mondială, frate. Ok, o să avansăm așa puțin și mai cred că pot să fac eu selecția aici la națională și o să fie destul de interesant, că o să fac selecția și o să dau bătrânii aia afară, să-l dau pe Müller afară că nu mai joacă nimic. Și trebuie să facem primul squad submission aici la Germania, frate. Așa că hai să vedem pe cine băgăm titular. Ok, portar. Hai că portarul până la urmă îl băgăm pe Neuer, pentru că încă are o vere destul de mare. Trab rămâne aici. Baumann o să fie înlocuit de Ter Stegen. Ok, fundașii centrali. Hummels clar îl scoatem pentru că e bătrân. N-avem ce să facem cu Hummels, e foarte, foarte bătrân. Și avem nevoie de alt fundaș central în locul acestuia. Klostermann intră acolo în locul lui Hummels. Ginter iese și el de aici. Și o să băgăm alt fundaș central mai tânăr așa puțin. Ok, o să-l băgăm pe Tah aici. Da, Gosens îl avem pe partea stângă, l-avem și pe Schlotterbeck. Hai că stăm bine pe fundașii centrali. Henrik, ăsta pe care l-aveam la echipă, Baku va juca clar. Kimmich rămâne, Kroos este că e bătrân. Și în locul lui Kroos o să intre Havers. Clar, Havers clar intră aici la Germania. Bellarabi n-are nicio treabă, așa că o să-l băgăm pe Musiala în locul acestuia. Werner va rămâne, Volant iese și în locul lui Volant intră Wirtz, frate. Trebuie să-l scoatem și pe Draxler și o să-l băgăm în locul acestuia pe Brand. O să-l băgăm pe Brand. Da, și cam asta este echipa Germaniei. Echipa asta o să o fac aici la Germania pentru următoarele meciuri. Ok, și hai să vedem cu cine jucăm. Cred că ăsta e amical, nu? Jucăm cu Irlanda de Nord. De fapt, e Irlanda simplă. Aba, nu, stai că avem calificări pentru Euro, frate. Păi și Cupa Mondială când o jucăm? S-a jucat deja Cupa Mondială, cred că da. Stai așa că avem calificări pentru Euro și avem 3 puncte acolo. Suntem într-o grupă cu Austria, Danemarca, Ucraina și Irlanda. Trebuie să termin în primele 4 ca să mă calific? Așa ușor? Da, și hai să mergem să facem echipa la Germania, frate. Nu știu ce caută Müller aici, că parcă l-am scos. Și cam așa va arăta echipa. Bă, zic, arată destul de bine echipa. Ok, și hai să vedem ce facem cu Irlanda. Sperăm că o să îi batem și o să câștigăm grupa. Câștig cu 2-0, Gnabry și Wirtz marchează acolo. 2-0 împotriva Irlandei, un rezultat destul de bun, zic eu. Am simulat de greșeală meciul ăsta cu Danemarca și s-a terminat 0-0, obținem acolo un punct. Și mai avem meciul cu Austria. Da, o să lăsăm aceeași echipă, efectiv. Gnabry văd că a cam scăzut, nu știu dacă o să mai jucăm cu Gnabry pe viitor. Și hai să simulăm meciul cu Austria, care n-au chiar cine știe ce echipă. Ok, câștigăm cu 3-1, Werner marchează Goresca și el. Și de asemenea marchează și Wirtz. Sau Wirtz. Încă un meci aici cu Austria pentru calificările la Euro 2024. Și hai să vedem cât se termină. Ok, câștigăm cu 2-1, Werner marchează Wirtz încă o dată. Deci duo-ul ăsta e prea bun, frate. Wirtz și Werner joacă impecabil. Da, și avem din nou aici meciuri pentru calificările la Euro 2024. Cred că o să ne calificăm lejer. Avem 13 puncte în 5 meciuri aici. Avem 4 victorii, 1 egal și 0 înfrângeri. Următorul meci este cu Danemarca. Cred că începe deja returul, nu? Sau deja cred că a început returul. Așa că hai să jucăm meciul ăsta cu Danemarca. De fapt să îl simulăm. Și o să mai fac ceva schimbări aici. Gnabry am văzut că a scăzut destul de mult. Așa că voi juca cu Musiala aici, ce ame. Havertz, Wirtz și Musiala atacanți. Din păcate, deocamdată Ademi nu are ratingul necesar ca să joace titular și vom mai juca cu Werner aici. Și hai să vedem cum se descurcă echipa. Dăm quick sim și vedem dacă îi batem pe cei de la Danemarca. Nu, 2-2 se termină. Werner și Goresca marchează. Werner dă goluri pe bandă rulantă. Nu există meci în care să nu dea gol Werner. Următorul meci este cu Irlanda de Nord. Cred că o să-i batem lejer pe irlandez. De fapt, nu Irlanda de Nord, frate, Irlanda normală. Mereu le zic Irlanda de Nord. Ok, Wirtz cu dubla acolo, Goresca marchează și el și câștigăm cu 3-1.
Deci clar am ieșit din grupa asta cu lejeritate și mergem la Euro 2024, suntem calificați cel mai probabil. Da, și campionatul se pare că s-a terminat, nu prea are importanță ce am făcut la echipa de club, important este cât de mult au crescut jucătorii. Newbel a ajuns la 80 overe, însă nu va fi portar titular la Euro 2024 cel mai probabil. Ok, Nets a crescut la 76 overe, aveam așteptări mai mare de la Luca Nets. Wagner ajunge și el la 78. Sule 87 overe ajunge, crește plus 2, Klosterman crește plus 2, ajunge la 82, Schlotterbeck ajunge la 84, Tach la 83, Rudiger crește plus 1, ei, Papadopoulos plus 3, Bacu ajunge la 82 overe, bine Bacu ăsta, Henix crește și la 79, mare parte jucătorii au crescut plus 2, plus 3 după cum văd, nu a crescut nimeni mai mult de plus 3 deocamdată, Chimic ajunge la 90 overe, Nehaus, bine Nehaus ăsta, 83 overe, poate o să joace titular în curând, Goresca 88, Brand 84 ajunge, Wirtz crește bine rău, uite, e primul jucător care a crescut plus 4, 86 OVR pentru Wirtz se pare. Havertz și el plus 4, 88 OVR ajunge Havertz, bine și Musiala 86 OVR, mamă, au crescut bine jucătorii ăștia, băi, ăștia din atac cel puțin, Mukoko plus 2 doar, Ademi plus 3 crește și Werner plus 2. Hai să mergem la sezonul următor să vedem cât mai cresc germanii și dacă reușesc să se califice la Euro, adică cred că o să reușească. Da, băieți, o să le dau un nou development plan la băieți ca să crească puțin mai bine, cel puțin cei care nu prea au crescut bine sezonul trecut. Da, și se vrea să băgăm ceva jucători noi aici la lot. Ok, Müller e scos, nu știu de ce încă e Müller aici la echipă. Și o să intre în locul acestuia Neuhaus ăsta, Neuhaus, ceva de genul. Da, cam asta e singura schimbare deocamdată, deși aș mai avea nevoie de un atacant. O să scop pe Dahoud și o să-l bag pe Nmecea în locul acestuia. Și cam astea vor fi schimbările la Naționala Germaniei deocamdată. Ok, suntem gata să simulăm meciul ăsta cu Ucraina. O să dăm quick sim și vedem dacă câștigăm sau nu. Ok, câștigăm cu 2-1 Wirtz și de asemenea Brand marchează. Câștigăm cu 2-1 împotriva Ucrainei. Nici nu știu pe ce loc suntem în grupă. Suntem pe locul 1, 20 de puncte, 6 victorii, 2 egaluri, bine rău de tot. Ok, o să mai facem din nou schimbare aici și Gnabry va pleca, va intra Ademi în locul acestuia. Ademi. Gata, brate, hai să facem echipa pentru Euro 2024, suntem calificați și trebuie să facem echipa. Așa, hai să vedem de cine avem nevoie aici. Portari, Neuer, Trapp și cu Ter Stegen. Ter Stegen va juca titular. Fundași avem central, 3 fundași central foarte, foarte buni. Avem doar un fundaș stânga, văd. Aba, nu, l-avem și pe Gosens. Raum și Gosens cred că vor juca. Deocamdată Luca Nes nu a crescut foarte mult. Henix pe partea dreaptă. Bacu clar va juca și el a crescut la 83 OVR. Pe partea de mijlocaș stăm bine cu Kimmich, Havertz, Gores, ca Wirtz, Musiala, Brandt, Sané, ok, Neuhaus. Pe partea de atacanți avem Werner, Nmecea și Adeyemi. Cam asta e echipa, băieți. Nu prea mai avem ce să mai schimbăm. Da, grupa noastră este cu Olanda, Norvegia și România. Nu știu care locuri se califică, să fiu sincer. Bă, o să vedem acum, cred că primele două locuri așa ar trebui. Și hai să jucăm primul meci cu cei de la Norvegia. Ne facem aici echipa. Havertz, Wirtz, Musiala aici în atac, forță. Mamă, dar ce au crescut băieții, ce bine au crescut băieții. Musiala 88, Wirtz 89, Havertz 90, Werner are 85. Apărarea arată forță, portarul e forță. Hai să mergem să simulăm meciul, pentru că nu mai avem nevoie de alte schimbări. Poate doar să-l bag pe Ademi rezervă. Da, trebuie să-l bag neapărat pe Ademi rezervă. Norvegia l-are pe Haaland, Odegaard și cam atât. Simulăm meciul și sperăm la o victorie. 1-1 se termină cu Norvegia. Werner pentru noi și Evgen ăsta pentru Norvegia. 1-1 nu e prea bine. Trebuie să câștigăm neapărat următorul meci. Și următorul meci este cu România. Deocamdată Olanda are 3 puncte. Trebuie să bat neapărat România dacă vreau să mă calific mai departe. E singura dată că nu vreau ca România să câștige. 3-0 îi batem lejer Werner, Havertz și Werner încă o dată. Bă, deci rupe rău de tot Werner la Germania, nu știu, e prea bun. Și hai să vedem pe ce loc ne aflăm aici. Ne aflăm pe locul 2 acolo. Norvegia are un singur punct. Cred că avem nevoie de egal aici cu Olanda ca să mergem mai departe. Hai să vedem dacă reușim să facem egal cu olandezii. Bă, și obiectivul pentru Euro ăsta ar fi să ajungem până în semifinale. Ok, o să joc cu ADM aici. Wirtz cam obosit, o să joace Brand în locul acestuia. Gosens pe partea stângă. Să nu obosim chiar așa jucătorii la meciul ăsta, pentru că îmi trebuie doar egal. Nevoie doar de egal ca să merg mai departe. Și chiar reușesc să câștig, frate, grupa asta. Havers cu dubla merge mai departe în optimile Euro 2024. Îi batem pe olandez. Jucăm cu Franța, mamă. Adversar greu, rău de tot. Mamă, dar mi-a dat și mi-a adversar. Băi, frate, Mbappé, Cucu, Fekir, Saint-Maximin, Kanté, Tchouaméni, Diaby.
Mali, Pembe, Leonorman, Muchiele și Mainian acolo. Mama, mi-a dat adversar greu, rău de tot, frate. Hai să simulăm meciul ăsta. Sperăm că reușim să-i batem pe francezi și nu, 2-0. Suntem scoși în optimile de finală Euro 2024, cum am fost scoși la competiția trecută. Dar nu putea să-mi dea și un adversar mai ușor, pe bune. Da, este vremea să mergem la Cupa Mondială din 2026. Poate acolo vom reuși să facem ceva. Ok, am dat aici un scout să vedem. Poate găsim ceva jucători germani mișto. Și hai să mergem să simulăm și acest sezon la Borussia Dortmund. Poate vom reuși să mai creștem cumva jucătorii. Și am găsit aici un jucător mișto. L-avem pe Angelo Stiller, care s-ar putea să fie interesant. Jamie Leveling, ok, interesant. Băiatul ăsta de la Hoffenheim Becker. Mama, am găsit ceva jucători, bă frate, am găsit chiar ceva jucători mișto. Ăsta din nou de la Hoffenheim s-ar putea să fie forță, Tom Bischoff. Da, și hai să mergem să luăm echipa celor de la Hoffenheim, frate. Mergem, luăm câțiva jucători de aici, de ăștia de 22-23 de ani și vedem ce rating au. Da, și Bayer este primul jucător care vine aici la Borussia Dortmund. O să-l mai iau pe Steeler și de asemenea o să-l iau pe atacantul ăsta, pe Leveling. Bă, și jucătorul ăsta pe care l-am luat, Steeler, văd că are 78 OVR, deci am luat un jucător interesant. Poate o să crească bine pe parcursul acestui sezon, de fapt jumătății de sezon care a mai rămas. Am mai luat pe Leveling ăsta, care și el cred că e destul de interesant, văd că crește destul de bine. L-am luat și pe Ademi, că plecase de la echipă, care va juca titular, desigur. Dar și hai să simulăm sezonul numărul 3, să vedem cât au crescut jucătorii. Deocamdată calificările văd că nu le jucăm în acest sezon, cred că se vor juca în sezonul viitor. Cred că vom juca toate meciurile în sezonul viitor pentru Cupa Mondială din 2026. Așa că hai să simulăm sezonul ăsta, să vedem dacă avem ceva potențial cu Germania. Da, campionatul s-a terminat, din nou nu mă interesează ce am făcut în campionat, mă interesează doar ce au reușit jucătorii să facă. Hai să vedem cât de bine au crescut jucătorii noștri minunoase. Stegen, ok, plus 1, ajunge la 90. Wagner nu mai crește. Sule, plus 1, 88. Ok, Schlotterbeck nu mai crește, văd că nu mai reușește să crească. Collins crește plus 2, Koulibaly ăsta nu mă interesează. Tac nu mai crește, Rudiger nu mai crește. Bacu ajunge la 84. Mai avem pe Luca Nez la echipă? A, ba da, dar nu mai crește nici el. Nu înțeleg de ce naiba nu crește. Cred că joacă Wagner în locul acestuia și de asta nu crește. Așa că ia să scoatem noi puțin pe Wagner de la echipă. Să-i lăsăm locul lui Luca Nez să facă ce vrea acolo. Kimmich 92. Mamă, Kimmich ajunge la 92. Dor și ăsta crește și el bine la 81. Dahoud 83. Camara, ok. Goresca 90 ajunge. Havertz ajunge la 91, Brand ajunge la 86, Mukoko 78, în mecea asta 82 ajunge, Burkard ajunge la 81, Leveling 80 OVR, Ademi rămâne la 80. Cine lipsește de aici? Musiala lipsește și Wirtz. Unde naiba sunt Musiala și Wirtz? Mamă, ok, mi l-a fulat Arsenal pe Musiala, nici nu știu dacă am bani să-l cumpăr înapoi. Cred că o să lăsăm la Arsenal, cred că și acolo poate să crească, oricum deja are 91 OVR. Și pe Wirtz, cine naiba mi l-a furat? Unde e Wirtz? Florian Wirtz, frate, 22 de ani, 91 OVR, l-a luat Manchester City. Da, mi l-au furat ăștia. Eu le-am rănuit contractul, dar na, mi l-au furat cumva. Așa că hai să mergem să încercăm să ne calificăm în sezonul următor la Cupa Mondială și să vedem ce facem la turneu. Și uite eu că am câștigat Bundesliga, am câștigat și Cupa. Arată bine echipa. Bă, de acum mi-am dat seama, cred că eu am fost dat afară de la Germania și de-aia nu am jucat, n-am jucat calificări pentru Cupa Mondială. Hai să vedem dacă mai avem meciuri de jucat, poate. Da, mă, da, uite că avem. Astea sunt International Friendly, ok, cu Brazilia acolo. Da, băi, și este vremea să facem lotul pentru Cupa Mondială. Una dintre ultimele șanse pentru ca naționala Germaniei să strălucească. Ok, pe portar stăm bine, trește că întreb Nubel. Ce să mai bag eu aici? Neuhaus s-a crescut la 85, trebuie neapărat să-l bag în echipă. O să înlocuim de aici, dar pe cine să înlocuiesc? Că nu prea am pe cine. Că pe Gnabry o să înlocuiesc, oricum o să jucăm fără mijlocași laterali. Pe atacanți nu stăm, wow. Venner a scăzut și în locul acestuia ceilalți jucători tineri nu prea au crescut. Ademi nu prea a crescut absolut deloc. Totuși sperăm că echipa asta o să joace bine. O să înlocuiesc de aici pe Klosterman și o să-l bag pe Gosen, leftback. Cam asta este echipa pentru Cupa Mondială. Da, și grupa noastră minunată este cu Cehia, Maroc și de asemenea Mexic. Hai să ne uităm și puțin peste celelalte grupe. Norvegia, Anglia, Irlanda de Nord, Qatar, ok. Franța, Statele Unite, China, Austria, Belgia, Spania, Irlanda, Noua Zeelandă, Polonia, Brazilia, Ghana, Suedia. O grupă destul de echilibrată, zic eu. Grupa noastră minunată, sperăm că nu ne distruge Mexicul. Olanda, Croația, Canada și România, ești nebun. Marca Australia, Islanda, mamă, și Islanda s-a calificat, ești nebun.
Argentina, Portugalia, mamă, Messi și Ronaldo, dar nu cred că mai joacă Messi și Ronaldo. Așa că hai să vedem ce reușim să facem în grupa noastră minunată. Echipa arată bine, au crescut foarte mulți jucătorii pe parcursul sezonului. Wirtz o să joace frumos aici. Chimic aici, Bacu pe partea dreaptă, Schlotterbeck cu Rudiger aici, frumos, Raum pe partea stângă. Echipa arată bine, frate. Ademi o să fie rezervă cel mai probabil, locul lui Scholz, și cam așa arată echipa. A, și Ter Stegen în poartă, să nu uităm pe Ter Stegen. Primul meci cu Maroc, frate. Trebuie să câștigăm meciul ăsta. Hai să vedem dacă reușim să obținem prima victorie în grupă. Da, 3-1 Wirtz. Următorul meci este cu cei de la Mexic. Dacă câștigăm meciul ăsta, ne calificăm mai departe în optimile de final. Ok, o să-i dau câteva minute și lui Neuhaus ăsta. Ok, Bacu are roșu, o să jucăm cu Henrix. Goresca cu Neuhaus aici, frumos, Musiala, Havertz, Brand. O să-l odihnim puțin pe Wirtz, pentru că Wirtz sigur ne va ajuta în meciurile viitoare. Și cam așa arată echipa. Hai să simulăm acest meci cu Mexic și cred că l-am câștigat, nu? Da, 3-1, Werner marchează două goluri, Goresca și el un gol. Ok, echipa arată bine, arată bine rău de tot, jucăm bine rău de tot, se pare. Mergem la următorul meci, o să-l jucăm cu rezervele, desigur. Meci versus Cehia. Costa, oh, da, Sule, băi, eu l-am pe Sule, hai mă că-l bag pe Sule, fundaș central. Gosens pe partea stângă, o să-l bag și pe Sané, îi dau câteva șanse lui Bacu și în atac și Ademi va juca atacant. Și dăm quick sim aici cu Cehia, hai să vedem ce se întâmplă, 1-1 cu Cehia și hai să mergem totuși la optimile de finală de la Cupa Mondială. Oh, Canada, e bine, e bine, e bine, jucăm cu Canada aici în optimile de finală, e bine totuși că ieșim din grupă față de realitate. Rudiger e și el obosit, o să joace Sule în locul acestuia, pe partea dreaptă clar Bacu, pe partea stângă o să-l băgăm pe Havers, chiar dacă e puțin obosit. Și în locul lui Goresca va juca Neuhaus aici. În poartă Ter Stegen clar și cam așa va arăta echipa cu cei de la Canada. Hai să-i batem pe Canada și să mergem mai departe în sferturile de finală. Și 1-0, mamă, la limită. Cine marchează golul victoriei? Neuhaus. Bine, deci l-am băgat chiar bine în teren. Mamă, și dăm de Portugalia, bă, nu știu dacă e bine, că dăm de Portugalia. Totuși sper eu că o să reușesc cumva să-i scot pe portughezi. Meci în sferturile de finală versus Portugalia. Hai să ne facem echipa. Nu rămâne niciodată salvată, dar nu mai contează. Kimi Goresca neapărat aici, Bacu clar. Să-l bat pe Sule, nu mă las pe Schlotterbeck. Echipa a jucat bine cu Schlotterbeck. Portugalia cu Felix, Ronaldo nu mai e acolo. Leao pe partea stângă, Cancelo, Ruben Dias și echipă bună pentru Portugalia. Și hai să simulăm meciul cu Portugalia. Sperăm că îi batem și mergem în semifinalele. Nu, nu mergem în semifinalele campionatului mondial. Bă, dar nu pot să fac nimic cu Germania, că am jucător high rated, dar tot nu pot să fac nimic. Ajungem doar în sferturile de finală și ultima șansă este să câștigăm Euro 2028. Dacă nu, e cam eșuat challenge-ul ăsta. Ok, și grupa pentru calificările Euro e formată din Cehia, Suedia, Irlanda de Nord și Ucraina. Ar trebui să ies din această grupă, să trec cel puțin pe locul 2, adică nu văd cum n-am terminat pe locul 2. Așa că în mare parte o să simulez meciurile din calendar. Ok, nu-i prea bine că am pierdut acolo cu Irlanda de Nord, dar vedem ce se întâmplă mai departe. Mamă, am pierdut cu Suedia, mamă, stai așa că simulăm meciurile, că nu mai merge. Suntem pe locul 5, pe bune, mamă, trebuie neapărat să câștig următoarele meciuri, frate. Mamă, ce bine a crescut Burkhardt ăsta, 87, mamă, pe ăsta va fi, bă, frate, ăsta va fi starul echipei. Werner pleacă de la echipă, Burkhardt va fi starul echipei. Ok, și Cehia, îi batem și noi pe Cehia? Da, mă, da, bine. Bine, 4-1, asta zic, gata, mă, asta e echipa care va rupe la Euro 2028. Ok, trebuie să-i batem aici pe Ucraina dacă vrem să urcăm pe primele locuri și 4-1, mamă, distrug tot, frate, cu echipa asta acum. Ok, și am reușit să trecem pe locul 1 aici, avem 9 puncte, hai să ne distanțăm de restul echipelor, dăm aici frumos quick sim și se termină 3-0 pentru noi. Mamă, dar rupem efectiv tot acum cu Germania. După cum jucăm la calificările astea la Euro, ar trebui să rup la turneul final. Ok, și avem ultimele două meciuri care vor decide dacă ne calificăm sau nu la Euro 2026. Trebuie să-i batem aici pe Cehia. Îi batem cu 2-1, Musiala, Schlotterbeck marchează și suntem calificați, cred, la Euro 2028. Așa ar trebui. Da, suntem pe locul 1 acolo. Suedia nu mai are clar cum să întoarcă, așa că suntem calificați. Ok, și este vremea să mergem să facem echipa pentru Euro, frate. Hai să mergem să facem echipa. Ok, nu prea avem cine știe ce jucători. Cine-i portarul ăsta?
Fisher, nu știu cum le-a crescut așa bine, însă cred că o să-l băgăm pe Ter Stegen în locul acestuia și de fapt o să-l băgăm și pe Fisher ăsta. O să-l băgăm aici frumos pe Fisher. Werner a scăzut, a, stai că este portar Werner. E ceva creat de joc. Ok, Sule și Lotterbeck aici frumos. Clar, o să intre și Brand, doar că Brand se va duce în locul altui mijlocaș central. Mamă, Havertz a căsut la 94, ești nebun. Mamă, în locul cui să-l bag pe Brand? Ok, o să intre în locul lui Gnabry. Neuhaus a crescut la 88, o să-l băgăm și pe acesta. O să-l băgăm în locul lui Thielmann, clar. Departe, ce mai putem să mai băgăm? Tahar putea să joace și el, dar stăm bine pe fundaș central. Rudiger și Lotterbeck, Sule, stăm bine, nu prea mai avem nevoie. Raidbeck îl avem pe Bacu, care a crescut la 86. Raum la 84 a crescut. Gosens s-a scăzut puțin. Herix a scăzut și el. Da, totuși o să scoatem un portar și o să mai băgăm un fundaș central. O să-l bag pe Bela Coceap ăsta, nu știu cine e, dar îmi place numele lui. Atacanți, stăm bine în MCA, a crescut la 86, Burcard a crescut la 87, Werner a rămas 85, Ademi 82, ăsta nu e cine știe ce, o să-l scoatem pe ăsta și o să băgăm alt atacant în locul acestuia, doar că nu prea avem pe cine, o să-l bag pe Leweling. Asta este echipa pentru Euro. Arată bine rău de tot echipa, n-aveți ce să ziceți. Dacă nu câștigăm Euro, nu e vina mea. Sau dacă nu am ceva performanță mișto. Deci chiar nu e vina mea dacă nu reușim să facem nimic la Euro. Ok, și avem grupă cu Scoția, Spania și mai eram cu echipă, dar n-am văzut care. Ah, și Polonia cred că să ia, nu? Ok, și cam ăsta e primul 11 cu care vom juca la Euro. Arată bine echipa. Havertz ăla cred că o să rupă. Burcard de asemenea cred că o să rupă. Echipa e în prime deja acum. Uitați-vă cum arată. Hai să dăm simulare, să vedem ce se întâmplă primul meci cu Scoția. Ar trebui să-i batem lejer pe scoțieni și se termină 2-1. Wirtz marchează de asemenea încă o dată. Wirtz reușește dubla. Obținem cele 3 puncte, mai avem nevoie de o victorie ca să mergem mai departe. Următorul meci este cu Polonia. Lewandowski nu mai e la echipă, au numai jucători pe care nu-i cunosc. Hai să mergem să câștigăm meciul ăsta și după vom juca cu rezervele în meciul următor. 3-1 câștigăm. Havertz, Wirtz și Burkhard marchează și batem pe Polonia. Obținem 6 puncte aici în grupa noastră minunată. Cu Spania vom juca cu rezervele, frate. Și am bătut cu rezervele, ok. Kimmich și Brand marchează. 2-0 cu Spania. Germania pare de neoprit în acest moment. Obținem 9 din 9 puncte posibile și hai să vedem care este adversarul din optimile de finală. Oh, cu Irlanda, adversar ușor, e bine, un adversar foarte, foarte ușor aici. Havertz alături de Wirtz, Wirtz îl băgăm în centru, Burkhard și Musiala pe dreapta și asta este echipa, băieți. Hai să vedem ce facem cu Irlanda, dăm quick sim la meciul cu Irlanda și se pare... Deci eu nu mai zic nimic, ăsta a fost finalul experimentului. Deci eu nu mai zic nimic, deci n-are cum, frate, n-are cum. E vina jocului, eu am făcut echipă forță rău până în 2028, am rupt echipa asta, am crescut toți jucătorii posibili și mă bate Irlanda 4-2. Jocul ăsta e total nerealist. Da, nu uitați să lăsați un like, nu uitați să vă abonați, eu am fost Gianni, v-am pupat, pa!